Bună ziua, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Am dorit să comunicăm prin intermediul dumneavoastră modul în care Guvernul României a gândit această rectificare bugetară. Și aș începe prin a spune că această rectificare bugetară asigură în mod echilibrat și responsabil resursele disponibile limitate pe care le are la dispoziție Guvernul pentru a acoperi toate cheltuielile necesare într-o perioadă de criză fără precedent pentru România. Și aș vrea să ne amintim împreună de unde am pornit. Am pornit la începutul anului cu o situație nu foarte bună, pentru că deficitul bugetar era, la finele 2019, peste 4%. Stocurile de materiale sanitare erau zero. Doar printr-o intervenție promptă și responsabilă, pe care Guvernul a avut-o la apariția crizei, am reușit, pe de-o parte, să limităm răspândirea pandemiei și, dacă facem comparație cu ceea ce s-a întâmplat în alte state, lucrurile sunt evidente. De asemenea, s-a reușit salvarea economiei din colaps. Prin măsurile care au fost luate atât pentru companii cât și pentru angajați. S-au continuat investițiile publice în proiectele mari de infrastructură. Ba chiar a fost accelerat acest proces. S-a susținut creșterea economică. Practic s-au salvat locurile de muncă și puterea de cumpărare a românilor nu a fost afectată. Dacă facem o comparație cu ceea ce s-a întâmplat în alte state ale Uniunii Europene, care au trecut și ele prin această criză sanitară și economică, vom constata că în primul trimestru, România a avut a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, unde media a fost de 2,6, iar România a avut 2,7. Sigur că în trimestru 2, criza sanitară, care s-a repercutat și asupra economiei, a făcut ca cifrele să se schimbe, iar în România s-a înregistrat o scădere economică cu 10,5%, raportat la o medie europeană de 14,4% și la state importante din Uniunea Europeană, cum ar fi Spania, minus 22%, Franța minus 19%, Italia minus 17,3%, Germania minus 11,7%. Sigur că majoritatea cheltuielilor care au dus la această scădere economică, majoritatea cheltuielilor suplimentare, au fost orientate către mediul de sănătate, 6 miliarde euro, dar, dacă ne amintim, au fost amânate toate obligațiile fiscale într-un cuantum de 10 miliarde lei, s-au plătit TVA-ul într-un cuantum de 3 miliarde lei cu control ulterior, deci fără a se verifica în acea perioadă, tocmai pentru ca motoarele economice să nu se oprească. S-au injectat 32 de miliarde de lei pentru susținerea economiei. De asemenea, investițiile publice în acea perioadă a fost de 3,8 miliarde lei. Plata indemnizațiilor de șomaj tehnic, 3,7 miliarde lei. Iar pentru liberi profesioniști, pentru că și aceștia au fost afectați, s-a alocat 800 de milioane lei. Dacă ne referim la numărul de
angajați și cuantificăm cifrele oficiale din Revisal, vom observa că, practic, în această perioadă, numărul de angajați a crescut cu 7.400. La 1 august 2020 erau 5.589.435, iar la 1 ianuarie erau 5.582.008. De asemenea, salariul mediu net a crescut în această perioadă de la 3.142 la 3.298 lei. Sigur că a crescut mult datoria publică și am văzut reacțiile unor politicieni socialiști care ne spuneau de creșterea datoriei publice care a ajuns la peste 40%. În anul 2014, când nu era criză economică și când socialiștii conduceau România, nivelul datoriei a fost de 39,4%. Iar media europeană acum este de 80% din PIB, datoria publică. Deci ne aflăm la jumătate din media europeană într-o perioadă de criză fără precedent. Legat de apartenența noastră la zona euro, condiția legată de această datorie publică este ca aceasta să nu depășească 60% din PIB. Deci suntem departe încă de acest 60%. În ceea ce privește împrumuturile, vreau să reamintesc că guvernul PNL a obținut în situații de criză, datorită credibilității, împrumuturi la costuri mult mai mici decât obținea guvernul socialist în perioadă de creștere economică. Și acum aș vrea să vă dau câteva cifre. Materialul în extenso pentru cei care, sigur, doriți, am să-l pun la dispoziție. Ce alocări suplimentare s-au făcut? În primul rând, sigur, cele mai importante legate de combaterea pandemiei. 2,18 miliarde din fondul de rezervă pentru plata cheltuielilor determinate de măsuri luate de combaterea pandemiei. 1,1 miliarde lei pentru plata salariaților din unitățile sanitare publice. 500 de milioane lei pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut. 800 milioane lei asigurarea plății indemnizațiilor de asigurări sociale. 200 milioane lei cheltuieli de personal, Ministerul Sănătății, pentru sporuri. Și 200 milioane lei pentru achiziționarea de echipamente electronice pentru elevii și cadre didactice pentru a putea participa la activități de e-learning. Cheltuieli sociale suplimentare, majorarea alocației pentru copii cu 20% din diferența rămasă de crescut până la 300 de lei, 0,5 miliarde lei, majorarea punctului de pensie, începând cu 1 septembrie 2020, cu 14%, unde s-au alocat 3,6 miliarde lei și majorarea pensiei minime de la 704 la 800 lei. Pentru programele de sprijin în economie s-au alocat 14 miliarde lei plafoane de garanții de stat pentru schemele de garantare a creditelor și a instrumentelor de plată în economie. Și aici sunt mai multe pentru toate tipurile de activități și pentru toate tipurile și dimensiunile de agenți economici, IMM Invest, IMM Leasing, IMM Factor, de asemenea și plafoane pentru garanții, vouchere, turism și asigurarea creditului comercial, 1 miliard de lei. Foarte important, s-au alocat 3 miliarde de lei pentru măsuri active de ocuparea forței de muncă, flexibilizarea timpului de lucru și plata 41,5% din salariul angajaților care se reîntorc după perioada aceea de șomaj tehnic
datorată pandemiei. Pentru Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri s-a suplimentat cu 1,54 miliarde lei, de asemenea pentru acordarea de sprijin financiar IMM-urilor din fonduri externe nerambursabile. Ministerul Agriculturii, și aici o să detaliez la sfârșit, la final, a primit 3,445 miliarde lei. Pentru Ministerul Fondurilor Europene, suplimentarea a fost de 200 de milioane lei pentru Programul Național de Digitalizare a IMM-urilor și 1,1 miliarde lei pentru Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării pentru plata facturilor restante în proiectele PNDL. Și pentru autoritățile publice locale s-au alocat fonduri suplimentare, astfel 625 milioane lei pentru asistenții personali și ai persoanelor cu handicap grav, pentru echilibrarea bugetelor locale 284,8 milioane lei, 1 miliard 104 milioane pentru achitarea plăților restante a unităților administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor de subordonare locală, 947 milioane lei pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale. Cam acestea sunt cifrele în mare ale rectificării bugetare și, repet, asta este ceea ce acum, în această perioadă dificilă, resursele financiare au permis în așa fel încât să fie o alocare cât mai echilibrată, cât mai obiectivă și cât mai responsabilă pentru a nu afecta economia, a nu scădea puterea de cumpărare, pentru că după trecerea acestei crize avem nevoie ca agenții economici, ca lucrătorii să fie în stare să repornească tot ceea ce înseamnă economie națională. Și pentru acest lucru avem acel program național de reziliență și relansare economică, unde pregătim proiectele ca până la finele lunii octombrie să putem atrage sumele care depășesc 33 de miliarde de euro. Dar pentru acest lucru trebuie să pregătim proiecte prin care să demonstrăm creșterea rezilienței în fiecare domeniu în parte. Legat de Ministerul Agriculturii, pentru că au fost unele discuții, așa cum am promis încă de la începutul primăverii, când am constatat că s-a înregistrat în România, în unele zone, o secetă extremă, puternică, cum nu a mai fost în ultimii 50 de ani, încă nu era, încă nu evolua pandemia în România în acea perioadă, am spus că toți cei care sunt afectați de secetă vor fi despăgubiți. Am fost în aproape toate județele țării și, în primul rând, în cele care sunt afectate de secetă și am văzut ceea ce s-a întâmplat acolo. Atât fermieri mici, cât și fermieri mari. Atât fermieri care activează în domeniul vegetal, care au doar producție vegetală și care sunt afectați de secetă, dar și cei care activează în zootehnie, în creșterea animalelor și unde efectul secetei a fost la fel de drastic și a fost unul indirect, pentru că cantitatea de furaje obținută anul acesta a scăzut foarte mult, iar prețul furajelor și a celorlalte inputuri de asemenea au crescut. În așa fel încât aceste despăgubiri trebuie să le facem la fel de obiectiv și de responsabil, încât fiecare segment de activitate din agricultură și industria alimentară să aibă un anumit sprijin. Ei au fost, mulți dintre ei, afectați, chiar dacă activitatea în agricultură și industria alimentară a continuat și noi chiar am insistat ca în toate ordonanțele militare să fie permisă
deplasarea pe câmp sau în ferme sau în locurile în care își vând produsele a țăranilor și a fermierilor, pentru că nu știm și nu știam cât va dura criza, care vor fi consecințele ei și vroiam să ne asigurăm că produsele de bază, produsele alimentare de bază, vor fi suficiente. Sigur că unii dintre ei au început să fie afectați, fie datorită creșterii inputurilor, cum vă spuneam, în sectorul zootehnic, fie datorită secetei, fie datorită faptului că sectoare întregi de activitate, cum este Horeca, au fost închise și i-a afectat indirect prin faptul că au stocuri nevândute. De aceea, la această rectificare bugetară, care nu va fi ultima, pentru că vom mai avea o rectificare bugetară în octombrie, această rectificare bugetară, cei 3,445 miliarde euro, ne asigură să plătim și despăgubiri pentru secetă, dar în același timp să plătim și despăgubiri pentru sectorul zootehnic și avem scheme de sprijin. Am așteptat această ordonanță de rectificare în așa fel încât actele normative pentru toate celelalte scheme de sprijin să poată fi demarate. Și aici mă refer la bovinele de lapte, la bovinele de carne, la porc, la pasăre, la ovine și la apicultură. Pentru toate aceste domenii de zootehnice vom avea scheme de compensare a pierderilor, pentru că, exact cum vă spuneam înainte, indirect sunt afectate de această secetă, dar și de evoluția pandemiei. Sigur, am văzut în ultima perioadă și mai ales în ziua ședinței de guvern, foarte multe fake news-uri că nu o să fie date despăgubirile pentru secetă. Exact de cei care n-au dat niciodată despăgubiri de secetă, în toți anii precedenți îmi spuneau fermierii că se prezentau echipele acelea care consemnau pierderile, alcătuiau procesele verbale, iar banii n-au venit niciodată. Mai mult, în anul care urma, când se făceau verificări din partea ANAF, cei de la ANAF îi amendau pe fermieri pentru că nu și-au înregistrat recolte. N-aveau cum să-și înregistreze recolte pentru că nu aveau recolte, la fel cum se întâmplă acum în multe zone ale țării. Deci, cu alte cuvinte, eu aș vrea să închei asigurându-i pe fermieri că vor primi tot ceea ce noi am promis, despăgubiri pentru secetă, dar și ceilalți fermieri din zootehnie vor primi compensații pentru pierderile datorate evoluției pandemiei. Și că acest lucru se va întâmpla în curând și vor vedea când banii le vor intra în cont. Păi, concret, ei știu, dar eu pot să vă repet, la începutul anului am emis un act normativ împreună cu Ministerul de Interne, pentru că așa spunea o lege dată în 2006, dar care niciodată n-a fost pusă în practică. Seceta pedologică se constată de echipe mixte ale Ministerului Agriculturii și ale Prefecturilor, ale Ministerului Afacerilor Interne. Sigur, după niște date foarte clare, se constată care este dimensiunea pagubelor. Aceste echipe consemnează pentru fiecare parcelă, pentru fiecare fermier, pentru fiecare localitate, se fac procese verbale, se verifică randomizat, pentru că nu se pot verifica toate, se face o sinteză. Anul acesta, din cele 2,9 milioane hectare care au fost însămânțate în toamnă, în urma sintezei proceselor verbale, s-a constatat că aproape 1,2 milioane hectare sunt afectate. Sigur, majoritatea, 80% din ele, grâu. Dar și orz, zarzoaică, secară, rapiță. Deci tot ceea ce s-a însămânțat în toamnă. Am făcut un calcul. Sunt niște
orientări ale Comisiei Europene, după care se fac aceste calcule prin care se demonstrează pierderile și pentru fiecare hectar în parte, în funcție de ceea ce s-a cultivat, pentru că diferă, costurile diferă, se alocă, se pot aloca despăgubiri. Și la anul acesta am spus care sunt despăgubirile, sunt aproximativ, pentru că diferă în funcție de cultură, aproximativ 200 de euro pe hectar. Despăgubiri care vor intra în conturile fermierilor în câteva zile, într-o săptămână, pentru că bazele de date sunt pregătite, le vom face, plățile facem prin APIA. Astăzi pleacă ordonanța de urgență, era pregătită, aveam avizele, dar nu știam suma. Astăzi, pentru că în urma ordonanței privind rectificarea știm exact sumele care le-am primit la rectificare, în așa fel încât să le repartizăm pentru fiecare domeniu în parte. Pentru că vom despăgubi atât seceta, dar, repet, și activitatea din zootehnie. Deci vor fi mai multe scheme de compensare, de sprijin, pentru fiecare activitate în parte, nu doar pentru secetă. Iar celelalte programe aflate în derulare, cum este programul Tomata sau, știu eu, programul Suroi sau acciza la motorină, trebuie să continue. Deci trebuie să avem grijă ca banii să-i drămâim și să-i oferim, să zic așa, sau să-i repartizăm cât mai obiectiv și echilibrat. Dar asta este important, că ne ținem de cuvânt. Tot ceea ce am promis în această perioadă, chiar dacă este foarte greu din punct de vedere bugetar, este foarte greu, pentru că tehnic lucrurile sunt rezolvate. Banii vor ajunge la fermieri, vor ajunge în conturile fermierilor și chiar dacă în aceste zile încă am mai auzit câteva voci ale socialiștilor care spun că ei ar fi dat mai mult, eu vreau doar să le reamintesc fermierilor că niciodată socialiștii, când au fost la putere, nu au dat despăgubiri pentru secetă. Da. Din 2000. Pe dacă 20 de ani acest ordin a funcționat, probabil că are un noimă. Eu vreau să reamintesc că Autoritatea Națională Sanitară Veterinară nu este în subordinea Ministerului Agriculturii. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară este entitate separată în subordinea Guvernului. Ordinul ăsta? Păi, probabil ordinul ăsta n-are a face cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară, dacă a fost dat de Ministrul Agriculturii și dacă e din 2020. Sau din 2000. Sunt două tipuri de angajați. Dacă doriți să discutăm despre o altă instituție pe care eu acum nu o reprezint, dar pot să vă spun. Da. Deci, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară are două tipuri de angajați. Are funcționarii publici, care sunt plătiți de stat și care reprezintă statul, și există personal contractual, iar agenții economici mari, pentru a face acel audit de către personal sanitar veterinar, plătesc o anumită taxă în funcție de producții, nu mai știu exact, în funcție de producțiile pe care le au. Dar dacă acest lucru este din 2000, cu siguranță toți agenții economici știu exact care sunt... De ce taxă pentru audit? Nu. De ce își fac
pentru ca să aibă supraveghere sanitar-veterinară, aici e vorba de agenți economici mai mari, ca să aibă supraveghere sanitar-veterinară continuă, există câte un medic, personal contractual, detașat la agentul economic, care stă acolo 8 ore sau stă 4 ore, dacă mai, urmând ca inspectorii să vină o dată pe lună sau când este normal, și să facă celelalte unități de procesare, depozitare, prelucrare, comercializare a produselor alimentare mai mici. Pentru agenți economici mari există această modalitate de lucru dinainte de 2000. Sigur, probabil că între timp ordinul ăsta sau ce este a fost modificat de nenumărate ori, pentru că, repet, din 2003, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară este entitate distinctă și nu este în subordinea Ministerului Agriculturii. În subordinea Guvernului. Și foarte multă lume m-a întrebat de ce nu este în subordinea Ministerului Agriculturii. Simplu. Ministerul Agriculturii se ocupă de securitate alimentară, adică de a ajuta fermierii, procesatorii, țăranii să producă cât mai mult, cât mai bine, în condiții avantajoase. Iar de consumatori, de cât de sigură este hrana, adică de siguranță alimentară, se ocupă Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentului, care la Bruxelles are comisar distinct. Deci nu comisarul pentru agricultură gestionează problemele de siguranță alimentară, ci este un comisar de sănătate și siguranță alimentară distinct. Ăsta este modelul european. În 2003 a fost adoptat. A fost o perioadă în care câte un premier, vrând să scape de această sarcină, să zic așa, a pasat în coordonarea Ministrului Agriculturii această autoritate. Dar din 2003, și discutăm acum, această autoritate este distinct. Asta nu înseamnă că nu colaborăm, iar eu, în calitatea mea de medic veterinar, sigur că mă interesează tot ceea ce se întâmplă în această autoritate. Dar din punct de vedere administrativ, ierarhic, nu am o relație ierarhică superioară cu președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentului. Dar asta o... pot să mă interesez exact despre ce este vorba. Sigur că sunt probleme. Bineînțeles că sunt. Da. Le recomandați că bun, știu că este de perspectivă, mă fac peste oameni. Clasa nici bazină, a existat. Sau... Da. Păi, cum să nu fiu preocupat de viitor? Pentru că în următorii 4 ani tot noi va trebui să rezolvăm această problemă. Și atunci sigur că sunt preocupat de viitor, iar Programul Național de Reziliență și Relansare Economică, în Programul Național, pentru Ministerul Agriculturii, unde s-au alocat 6 miliarde de euro, unde am cerut și mi s-au aprobat, sunt două mari proiecte. Unul este legat de strategia de gestionare a apei. Pentru că nu discutăm doar despre irigație aici. Aici este vorba despre modul în care reușim să gestionăm această resursă foarte importantă, vitală, dar care, iată, uneori nu avem acces la ea. Și vrem să reabilităm nu doar vechile sau vechea infrastructură de irigație, care ar acoperi aproape 2,8-3 milioane hectare, dacă toate ar fi reparate, și care în ultimii 30 de ani nu a fost aproape deloc reparate, decât punctual s-au alocat sume infime. Chiar din 2017, de când a apărut acea lege prin care se spunea că se va acorda un miliard de euro pentru a reabilita infrastructura principală în 4 ani de zile, în fiecare an s-au alocat 170 de milioane de lei. Deci, în total vreo 528 de milioane de lei sau 538 de milioane de lei în 3 ani de zile, iar câte 40 de milioane pe pază. Și erau, sigur, erau 3 firme de pază, dintr-un singur județ, care făceau pază
la tot ceea ce în toată România, la tot ceea ce însemna infrastructură de îmbunătățiri funciare. Sigur că n-a fost suficient și de aceea în această primăvară, când fermierii în martie ne-au cerut să dăm drumul la apă pe canale, am constatat că apa nu ajungea la fermier, pentru că nefiind reparate infrastructura principală, nefiind reparată infrastructura secundară, lucrările au fost făcute fără prioritizare. Deci și lucrări puține, pentru că au fost bani puțini, dar fără anumită prioritizare. Adică reparațiile și reabilitările pe infrastructura principală nu totdeauna se făceau acolo unde era reparată și reabilitată infrastructura secundară. Și iată că apa nu ajungea la fermier. Vreau să vă spun că noi în acest an am pornit stații de pompare în Călăraș, de exemplu, două care nu funcționau, cea de la Făurei din 92, iar cea de la Sultana din 2007. Stații care desfăreau cam 50.000 de hectare fiecare. Și anul acesta, sigur, la cererea disperată a fermierilor, am pornit aceste stații cu eforturi suplimentare și cu alocări suplimentare pentru ANIF, bani care nu erau programați, dar am considerat că este prea puțin. Deci dacă cârpim, nu rezolvăm nimic. De aceea, în momentul când a apărut la nivel european acea idee de a se, la nivelul întregii Europei, de a se face un program mare de creștere a rezilienței și de relansare economică după această pandemie, iar România a fost alocată 33 de miliarde de euro, eu am mers și am cerut colegilor mei din guvern și premierului că am nevoie și eu, nu eu, agricultura României are nevoie de două proiecte mari. Unu, tot ceea ce înseamnă strategia de gestionare a apei. Și aici pot să le enumăr. Sistem de irigații. Nu numai cel vechi, ci și sunt zone unde nu există sistem de irigații, dar care acum necesită irigații și acolo trebuie să venim cu soluții inovative, pentru că noi în multe județe împingem apa din Dunăre în 7 trepte. Curentul îl plătește ANIF-ul, statul, adică bugetul național, adică toți românii. Apa ar ajunge atât de scumpă la fermier dacă ar fi nevoie să plătească, cât acesta ar renunța la cultură în 7 trepte. Nu apa în sine, ci curentul cu care este împins apa. De aceea noi trebuie să venim în acolo unde se poate cu alte tipuri de irigații. Din 2020 sunt sisteme de irigații făcute în 65, în 70, care atunci erau foarte bune. Repet, nu s-a făcut nimic. Trebuie reparat acest. Apoi sistem de destecare drenaj. Sunt 2,8 milioane de hectare care au avut de-a lungul timpului sisteme de destecare drenaj. În Banat, aproape 1,5 milioane de hectare au fost făcute pe vremea Imperiului, în 1780. Au fost primele sisteme de desecare drenaj, pentru că era o zonă mlăștinoasă și în perioadele de secetă, aceste sisteme de desecare drenaj, dacă sunt făcute inteligent, pot să fie folosite și pentru irigații. Apoi, nu s-au mai făcut lucrări de combatere a eroziunii solului. Și ați văzut, la orice ploaie, la orice furtună, se întâmplă nenorociri. Localități afectate, infrastructură rutieră afectată, tocmai pentru că nu s-au investit bani în aceste lucrări de combatere a eroziunii solului. Apoi, sistemul antigrindină și sistem de creștere a precipitațiilor. Deci toate aceste lucrări de infrastructură majore le-am cuprins în această strategie de gestionare a apei. Și aici mai este și vorba cum utilizăm apa. Pentru că sunt țări care în mod tradițional, să zic așa, n-au avut apă suficientă niciodată și reușesc prin modul în care gestionează această resursă, să aibă producții comparabile cu țări care au un regim al precipitațiilor foarte bun. Și noi, în anii în care regimul precipitațiilor a fost foarte bun, sau Dumnezeu a ținut cu noi, am avut producții foarte bune. Dar noi nu ne putem permite să rămânem o agricultură meteodependentă. Nu știm ce se va întâmpla în anii care vin. Dacă vor fi câțiva ani, sau urmează o perioadă secetoasă în zona Mării Negre, pentru că seceta anul acesta, oarecum din fericire pentru producția de grâu, a fost doar în zona Mării Negre și producțiile de grâu în alte zone au fost chiar producții record. De aceea, și aici vă răspund la o altă întrebare care mi este pusă, chiar dacă în țara noastră, din nefericire, această secetă a afectat producția de grâu, în general producția de cereale din toamnă, dar producția de grâu undeva aceasta reducându-se cu aproape 40%,
grâul necesar pentru panificație, pentru consum uman, este suficient în România, iar prețul grâului de panificație nu va crește, pentru că el depinde de tot ceea ce se întâmplă la nivel mondial. Deci dacă noi în anii cu producții, cu precipitații foarte bune, aveam producții de grâu între 8,5 și 9 milioane tone, sigur, astea erau raportările de atunci, anul acesta vom avea 6,5 milioane tone. Dar necesarul de grâu panificabil pentru consum uman în România este de maxim 2,2 milioane tone. Deci necesarul este acoperit. Mai consumăm cam 550.000 de tone grâu semințe, iarăși este asigurat acest grâu, pentru că am făcut în așa fel încât acest grâu, care este foarte important, să-l avem. Și la furaj? La furaj cam 400.000 de tone și pentru grâul din industria alcoolului încă 400.000 de tone. Deci și așa traderii și agenții economici care se ocupă cu comerțul cu grâu și anul acesta vor avea peste 2,5 milioane tone să facă, să facă comerț. Iar ca să nu ne mai luăm acea măsură, v-am amintit, acea măsură extremă și unică pe care am luat-o la nivelul Uniunii Europene când am sistat exportul, nu comerțul intracomunitar, exportul, cu cei de la asociațiile de murărit și panificație, am pregătit o schemă de creditare-garantare prin care să-și poată contracta cantitățile de grâu panificabil pentru anul următor, în așa fel încât să nu mai fim nevoiți să suspendăm exporturile. Apei. Vom avea bani, ne-a spus ce trebuie făcut. Deci, când nu ne vom mai plânge că este secetă și nu avem cum Programul Național de Reziliență trebuie finalizat până în 2006. 2026, scuzați-mă. Deci acei bani pentru creșterea rezilienței trebuie atrași și lucrările efectuate până în 2026. Până în octombrie, până la finele octombrie, fiecare minister prezintă Comisiei Europene un proiect prin care demonstrează, trebuie să demonstrează, banii ăștia nu vin pur și simplu, chiar dacă o parte sunt din împrumut, o parte sunt granturi. Acești bani vin dacă fiecare țară și fiecare minister lucrăm deja, de când a apărut acel anunț, fiecare minister lucrează la un proiect prin care, mare prin care acești bani să fie atrași. După care, iarăși, pe fiecare zonă, pe fiecare tip de infrastructură în parte, tot ceea ce înseamnă proiect tehnic, execuție, nu. Deocamdată lucrăm la acel proiect de atragere a celor 6 miliarde. În cazul Ministerului Culturii, alte ministere au alte obiective. Ceea ce este mai important, mai mult cei din zonele secetoase, sud, Moldova sau cei care vor fi mai pe față? Nu ei vor trage, că acești bani vor fi atrași de către stat, nu de către entități private. Deci, Ministerul Agriculturii, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, ANIF. Și sigur, lucrăm la acest proiect în care să demonstrăm că avem nevoie de banii aceia în fiecare zonă din țară, pe fiecare tip de infrastructură și dacă aceste infrastructuri de gestionare a apei, și nu le mai repet acum, vor fi finalizate, nu vom mai avea probleme cu apa. Sigur, trebuie să începem. Trebuia să începem cândva. Oricum, bani de la buget, bugetul național, n-au fost și n-ar fi fost niciodată suficient. 6 miliarde de euro doar pentru un proiect privind gestionarea apei. Repet, în fiecare an, în ultimii 3 ani, au fost alocați 170 de milioane lei. Ăștia au fost banii alocați 2017, 2018, 2019. Și de aceea nu s-a văzut.
Prin comparație, până anul trecut s-au irigat efectiv cam 250.000 de hectare. Efectiv. Doar că se introducea apă pe canal de 3 ori și se raportă. Și așa se fac raportele. Am înțeles că au două tipuri de raportări cei de la NIF. Prima udare sau total. Și raportau 700 ceva de mii de hectare, dar real erau 250.000 de hectare. Anul acesta s-a depășit 1.000.000 de hectare și real, deci la o, cel puțin o singură udare, este undeva la 511.000 hectare. Deci capacitatea de irigare este foarte mică față de cele aproape 2.500.000 de hectare care au fost cândva irigate. Deci este infrastructură pentru 500.000 de hectare. Asta e concluzia. Infrastructură reparată acum. Infrastructura veche, infrastructura veche care n-a fost reabilitată și care a, a funcționat până în 90, acoperea aproape 2.500.000 de hectare. 500.000 de hectare. Iar acum efectiv se irigă 500.000. De aici pornim. Ați zis 6 milioane de euro toată agricultura sau doar gestionarea? 6 miliarde. 6 miliarde de euro. Pentru toată agricultura. Deci 6 miliarde sunt pentru două proiecte. Proiectul acesta mare și un proiect de 500 milioane pentru acea rețea de colectare, depozitare, procesare și distribuție a produselor românești. Dar ăsta este programul de reziliență. Agricultura României, începând din 2021, are alocată până în 2027 alte 20,5 miliarde de euro. Dar noi nu vrem să consumăm din acei bani care sunt efectiv bani destinați fermierilor. Deci fie, sunt pilonul întâi, care sunt plățile directe pe suprafață sau per capita, pe animal, și sunt pilonul 2, aproape 8,5 miliarde de euro, pentru proiecte, pentru măsuri. Unde noi, am spus, care sunt prioritățile noastre. Procesare, depozitare, asociere economică, adică cooperative. Noi trebuie să creștem puterea de negociere a celor mici, să poată să-și vândă produsele la prețuri competitive, să-și poată să poată să-și vândă toată marfa, să poată să procure inputuri la prețuri foarte avantajoase, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să schimbăm această paradigmă în care, chiar dacă în anii cu precipitații ideale avem producții mari, noi exportând, practic, produse primare, boabe, cereale și animale vii, importăm cantități mari de hrană procesată cu mare valoare adăugată. Iar începând din 2016, dacă aveți curiozitatea să vă uitați pe datele INS, când am intrat în deficit al balanței comerciale pentru agricultură, în 2019 acest deficit era de aproape 1,3 miliarde euro. Cu alte cuvinte, noi anul trecut am cumpărat mâncare, hrană procesată, cu 1,3 miliarde euro mai mult decât am vândut. Chiar dacă a fost un an agricol foarte bun, pentru că precipitațiile ne-au ajutat. Și atunci, în această perioadă 2021-2027, pentru care, repet, avem alocate 20,5 miliarde euro pe toți cei 7 ani, unde vin 30% bani de la buget, peste, și ceea ce mai pun fiecare fermier în parte. Deci agricultura României nu se bazează doar pe acel program de reziliență. Pe acel program de creștere a rezilienței vrem să facem tot ce înseamnă infrastructură de gestionare a apei și să nu consumăm banii din programul național strategic și acea rețea de, pentru produsele românești. În rest, continuă programul, cum a fost, acum se numește Programul Național de Dezvoltare Rurală. Din 2021 se numește Programul Național Strategic. Așa s-a decis la nivel european. Și noi acum chiar asta facem. Dacă nu era pandemia și nu era seceta, principala preocupare a Ministerului și a mediului asociativ era de a finaliza programul național strategic. Adică cum vom cheltui cei 20,5 miliarde de euro bani europeni, în așa fel încât să nu mai avem problemele acestea de deficit al balanței comerciale, probleme de procesare, de depozitare, de asociere, problema învățământului profesional, pentru că e una mare, problema îmbătrânirii fermierilor și a forței de muncă în agricultură, problema abandonului zonelor cu constrângeri naturale, cum este zona montană sau zona delta, unde lumea pleacă, zonele sunt abandonate,
Ori noi nu ne putem permite ca 30% din suprafața țării să rămână nelocuită, mai ales în zone în care chiar dacă producțiile sunt mai mici cantitativ, se pot obține produse de calitate. Dar aici mă refer la tot ceea ce înseamnă producțiile bio sau eco. Încercăm ca Elveția să ținem creșterea ca. Păi suntem obligați. Nu încercăm. Suntem obligați să facem acest lucru pentru că nu putem abandona acea zonă în care se poate face agricultură verde, să zic așa. Și ne pliem exact pe orientările actuale ale Comisiei, pe biodiversitate, pe acel concept farm to fork și tot ceea ce înseamnă, pentru că și piața cere, din ce în ce mai mulți consumatori doresc să consume produse alimentare cât mai curate, să zic așa, din punct de vedere a substanțelor utilizate în agricultură. Fie că e vorba de îngrășăminte, fie că e vorba de substanțe care protejează plantele de diferite boli. Domnul ministru, a spus că tot cei din colega s-au plâns în ministrul de agricultură, că și agricultorii au de suferit, că s-au închis restaurantele. Mă întreb, semnale din ce am observat, iulie, august, românii au dat buzna în tensiunile agroturistice. Nu au semnale dacă a crescut consumul de produse interne, în urma acestui fenomen. Păi acum, E cu siguranță că a crescut. Din păcate, au fost două luni cu perioada aceea de situație de urgență în care practic a fost blocat tot ceea ce înseamnă Horeca. Și mulți dintre, sau cantități importante erau de alimente, erau destinate Horeca. A fost pentru unii producători români, a fost o șansă în prima perioadă a crizei, când transporturile cu produse din import au fost îngreunate și a crescut în unele segmente, a crescut vânzarea produselor autohtone. Dar nu a rămas segment din agricultură și industria alimentară care în timp să nu fie afectat. Repet, chiar dacă la început acest lucru nu s-a simțit, producțiile în agricultură sunt ciclice. Nu sunt ca în alte domenii de activitate în care poți să cuantifici de la lună la lună pierderile. Ei au producții de două ori bani în agricultura vegetală, în zootehnie, iarăși. Deci a fost mai greu să cuantificăm pierderile, deși noi am ținut în toată această perioadă, am ținut legătura cu liderii asociațiilor. Nu puteam altfel, pentru că erau restricțiile acelea de mișcare și legăturile erau mai mult telefonice și videoconferințe. Acum am reușit să ne mai întâlnim cu ei în această perioadă, să rediscutăm tot ce înseamnă Programul Național Strategic, analiza SWOT pe care o trimisesem la Bruxelles în martie, observațiile, să le preluăm în așa fel încât până la finele anului să definitivăm Programul Național Strategic, să știm oricum până se aprobă, noi mergem pe tranziție. Tranziție înseamnă bani noi, măsuri vechi. Adică toate măsurile care au demonstrat că au fost benefice, legate și de pilonul 2 și pilonul 1, plățile le vom face în continuare ca în acest an. Sigur că o să renunțăm la măsuri care nu și-au demonstrat efectul pozitiv sau nu au fost accesate, nu au fost dorite de către fermieri. Și o să introducem altele noi. Păi programul este gata. Programul este același pe care l-am... Nu fiecare. Ăla este programul pentru creșterea rezilienței. Deci pentru că aici discutăm de două programe. Cel care îl continuăm, Programul Național Strategic, pentru cele 2,5 miliarde și separat programul acela de creștere a rezilienței, unde agricultorii s-au alocat 6 miliarde. Da, la finele octombrie trebuie să fie gata. Trebuie să-l prezentăm Comisiei. Și atunci îl vom prezenta și noi o să-l discutăm oricum și cu tot ce înseamnă mediul asociativ. Universitatea Pavel a câștigat un proiect european care urmărește
Sigur. După știința mea există la nivelul Centrului Universitar Cluj. Avem un consorțiu al Universităților Clujene. Noi colaborăm de foarte multă vreme. Sigur, fiecare pe domeniile sale de competență, dar legăturile și științifice și contractuale între universități au existat dintotdeauna. Chiar dacă încă înainte de a exista legături între universități, erau între grupuri de cercetători sau catedre din diverse universități. Și acest lucru este chiar benefic, este normal să se întâmple. Și ca profesor clujean, cu siguranță că mi-aș dori ca un... Și cred, în primul rând, că resursa umană din Centrul Universitar Clujean nu este cu nimic mai prejos decât orice altă resursă umană dintr-un centru universitar european. Și asta este demonstrată și în rankingurile internaționale care se fac și prezența Universitarilor Clujeni în diverse contracte mari la nivel european sau la lucrările prezentate sau publicațiile, lucrările publicate în publicații de mare valoare. Deci acest lucru este deja demonstrat și cu siguranță se va întâmpla. Eu vă mulțumesc că ați avut răbdare.